Și lucrez cu înțelepciune, da, și în vremea aceasta, zice Domnul, ca să-mi îndeplinesc făgăduințele care le-am făcut poporului meu, rămânând credincios cuvântului meu, zice Domnul. Salamet fire și manadilor religări ca n-am eu. Iată că în seara aceasta am coborât în mijlocul tău să te sfătuiesc, poporule, pentru că vine vremea și nu-i departe. Și dacă n-ai să stai alipit de mine, zice Domnul, n-ai să poți să stai în picioare și n-ai să faci față vânturilor care vor sufla peste întreg pământul, zice Domnul. Veramina limonica navia stemeni gladias. Iată că în mine m-am coborât și în dragoste îți întind mâna și îți vorbesc, da, zice Domnul, să te trezăști și să-ți deschizi urechea inimii, ca să mă înțelegi că eu nu m-am schimbat. Așa cum unii dintre voi, zice Domnul, care au primit cuvântul meu și m-au slujit, iată că în trecerea vremurilor m-au dat la o parte și-au șluat alte juguri omenești și și-au îmbrăcat alte haine care nu seamănă cu haina cu care i-am îmbrăcat eu, zice Domnul. Stalimet ferm și amine grado periau, iar ceia poporule, dar de grabă, oprește-te și ia aminte că eu îmi pregătesc mireasa pe pământ. Ia aminte că scurtă-i vremea și dacă n-ai să te apropii de mine, dacă n-ai să te trezești din somn, zice Domnul, și unii din nepăsarea cu care veniți înaintea mea, o, zi de paradoveria, să vă zice prea târziu pentru unii, de pregla nomino fermeni gerdabias, pune-mă la loc de cinste, zice Domnul, și ai să vezi cum eu îți vin în ajutor și îți dau putere să te zbraci hainele care te-n greu de să ne închez, îți dau putere ca să ies de sub jugurile omenești și să iei din nou jugul meu și să simți din nou bucuria mântuirii, zice Domnul. Să-mi bine dacă alias, iar ce te sfătuiesc în sără și asta, da, stai la izvor, ca să-ți fie închezut ochii, să mă înțelegi și să ai biruință, zice Domnul la mine.